Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Golden Chest care are 567 de gold, Flying Machine, Goblins, 3 Musketeers și Goblin Hunt. Ok. Și mai avem un Crown Chest. Hai să vedem ce avem în el. 1099 de gold, 3 gemuri, Flying Machine din nou, Elixir Collector, Skeletons și Darts Goblin. Ok. Bun. Mai un pic și începe și World. Mai avem de jucat și în acest challenge, dar a început și Global Tournament, așa că vom avea destul de multe meciuri de jucat. Ok, să vedem cum stăm cu misiunile. Stăm destul de bine. Ok. Așa că haideți să dăm un meci în Global Tournament. Pentru că ăsta e cel mai recent. Și să vedem dacă reușim și noi câteva victorii. Să începem cu Mini P.E.K.K.A. Trimis acolo Mini P.E.K.K.A, vom trimite și Hog-ul. Aș fi vom da și un freeze pe Brawler. Pe Bowler. Mereu, de când a apărut Brawl Stars, tot confund Brawler cu Bowler. Ok, bun. Ne-a dat ceva de damage acolo. Și cred eu că vom scăpa cu bine din acest atac. Punem Valkyrie aici. Și trebuie să dau niște săgeți. Bun. Da, și are acel Inferno Tower. Nu e bine de joc, deloc. Ar fi trebuit să pun Valkyra jos și cred că s-ar fi descurcat cât de cât Tesla cu Bowler-ul. Bun, trimitem Mini P.E.K.K.A-ul și vom încerca acea schemă. Hog, Mini P.E.K.K.A. și Freeze. Până probabil și... Oh, n-a pus Knight-ul. A pus un Electro și un Freeze. Ok, deci are și el Freeze-ul. Dar de data aceasta vom da rachetă. Sper să-i prind Electro. Nu l-am prins. Oh, e de rău. Ne scoate turnul. Hai să ne apărăm și pe stânga. Am pus acolo graveyard-ul. Dar cred că reușesc destul de bine arcașele să facă față. Scăpăm de Mini P.E.K.K.A, scăpăm și de Brawler. Băi, dar ne-a dat destul de mult damage. Hai să dăm un freeze aici și trimitem Hog-ul pe partea dreaptă. Nu-i prea bine. Nu-i prea bine deloc. Ok. Să punem aici și arcașele. Și acum avem nevoie de Hog. Un singur hit? Atât de aproape și de al doilea. Cu două hituri am fi avut o șansă să dăm racheta și să-l scoatem. Dar așa nu. Bun. Pierdem primul meci. Începem cu o înfrângere. Dar cred că ne vom descurca mai bine în următorul meci. Hai să-i dăm drumul. O să începem tot cu Valkyra din spate. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Clash Royale sau de Brawl Stars. Să apăsați butonul de like. Și racheta pe Wizard, dacă putem. Nu cred că puteam să vinem și
Electro. Oh, și ce push! Ce push are acolo! Trei trupe, nu înțeleg cum a reușit. Din cauza rachetei, nu trebuia să dau racheta. Da, ne scoate turnul. Ne scoate turnul, se duce mini pe acolo. N-o să pun freeze-ul. Bun, trebuie să așteptăm să avem din nou elixirul pe full. Nu pot să cred. Am pus acea Tesla din greșeală. Vreau să zic că trebuie să avem elixir pe full și să încercăm un push. Dar s-au cam stricat lucrurile. Hai să stăm un pic în defense. Incredibil. Deci am jucat foarte, foarte prost. Bun, măcar n-am scăpat de Wizard. De Electro Wizard. Datorită acelor arcașe. Hai să vedem aici, nu știu, o să pun Hogu. Mai atragem dintre Skeleton. A pus... acel performance. Și mai avem foarte puțin timp. O să încercăm totuși să facem un ultim push. Ok, hai că ne ajută acolo cu Sparky-ul. Tesla se va ocupa de trupe. Trimitem și Hogul. Și un freeze, aș vrea să mai pun o trupă. A pus-o bine. Pus-o bine și nu prea avem ce să-i mai facem. Okay, mai sunt doar 20 de secunde. Nu văd cu ce am putea ușui atât de rapid. Și mai încercăm un atac cu Hogu. Dar cred că are un building, da. Are un building și asta ne încetinește. Nu cred că vom reuși. Da, și pierdem și al doilea meci. Băi, nici dacă... Nu l-am fi câștigat nici cu greșeala aceea. Hai să mai dăm unul. Ultimul meci din acest episod. Dacă vom pierde... va fi foarte rău. Cred că n-am început niciodată atât de prost. Două victorii în primele două meciuri. De obicei, primele meciuri sunt mai ușoare. Și... obțin victoriile, dar nu știu ce s-a întâmplat acum. Hai să vedem. Oh, și cât damage a reușit acolo arcașa. Ok, să sperăm că vine balonul pe Tesla. Da, și cred că îl va scoate. Nu mai pună arcașele. Ok. Bun. Păi, în sfârșit, un început promițător. I-am dat destul de bine pe turnul din dreapta. Hai să trimitem acum arcașele. Să jucăm foarte preventiv, să ținem de scor. Să punem Valkyra. Bun. Și o să trimit Hogu pe partea dreaptă. Perfect. Da, probabil turnul din dreapta va fi scos. Da, și să vedem, a trimis acolo un Lumberjack. Da, va reuși un hit sau două pe Tesla. Ceea ce e foarte bine. O să dau racheta pe balon. Bum! Excelent! Și rezistăm primele două minute fără damage pe turn. Deci ăsta chiar e un început excelent. Damage. Trimitem Valkyra. M-am grăbit un pic. Să dăm și un Arrows. Oh, și cât noroc am avut aici. Am reușit să prindem și beții și
Skeletons și arcașele. Trimitem aici și un rând de arcașe. Da, se ocupă bine de acel Baby Dragon. Și probabil vor dobori și turnul. No, a pus... pus Elit Barbarii. Și sper că îi vom dobori turnul, da. Bine, nu că ar fi mai contat cu ceva. Dar... e ok. Bun. Hai să ne luăm și noi primul reward. După 3 meciuri, 2 foarte chinuite și acest al treilea oarecum destul de lejer. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!